chirpici, un material de construcție făcut dintr-un amestec de lut frământat cu paie tocate sau băligar, modelat într-un tipar de lemn, prin care îi se dă forma unor cărămizi care se lasă să se usuce la soare. E folosit și astăzi, pentru că e un material la îndemână și are multe calități. Oferă o bună izolare termică, reglează umiditatea din încăperi, absorbe substanțele dăunătoare, absorbind din aer materia nocivă dizolvată în vapor de apă. Stochează căldura. O casă din chirpici noaptea ține cald, iar în zilele toride este răcoroasă. Nu era greu de făcut, însă cerea timp și efort pentru că se făcea manual, deși nu doar mâinile erau implicate, ci și picioarele. Se lucra vara, pe timp uscat, și erau multe operații de făcut și multă muncă. Săpat, mărunțit, udat, tocat, frământat, dat formă, nivelat cu sfoara, uscat. Asta după ce pământul era ales cu grijă pentru că era nevoie de un pământ bun, care să lege paiele și să aibă rezistență în timp să nu crape. Lut galben, humă. Paiele de grâu sau de orz uscate, nu verzi, se tocau mărunt cu o toporișcă și se băgau în pământ, amestecându-se bine cu pământul înmuiat, cu picioarele goale, cel mai adesea călcând apăsat. Apoi amestecul se punea în tipare dreptunghiulare de lemn, se tasa, se nivela cu sfoară și se răsturna în șiruri lungi, lăsându-se la uscat. Dacă vremea era bună, cărămizile se uscau în 2 zile, iar semnul că sunt numai bune de folosit era culoarea albă pe care o căpătau în urma uscării.